Uite, mă, unul căruia a început să-i fie rușine. Da, doamnelor și domnilor, Robert Turcescu a anunțat că se gândește din ce în ce mai serios să părăsească breasla jurnaliștilor. Și noi care voiam să-l invităm să îi se alăture. Spune Robert că meseria asta nu mai are niciun viitor și, din păcate, nici prezent. Așa e, mă, Robert, are doar trecut. Un trecut bănos, când vântul fura de la stat sute de milioane de euro, spălând banii prin conturile jurnaliștilor. Alea erau, bă, vremuri frumoase. Atunci se făcea jurnalism adevărat. Mai speră Robert că vor veni de afară trusturi care știu cum se face televiziune. Nu, nu e vorba de CNN, da? Ăia-s cu Antena 3, cu specialiști în știri. Și oricum Robert nu știe ce înseamnă CNN, așa că... Noastră lucrați la o televiziune de știri frățită cu CNN și vreau să-mi spuneți și mie ce înseamnă CNN. CNN. Știu, v-a lăsat și cu chestia din ureche. Nu, putem să scoatem chestia din ureche, nici e niciun fel de problemă. Ce înseamnă inițialele CNN? Aici mai schimbați, nu că m-ați prins, am și fost în sediul CNN, dar uite că încerc să ne aduc în momentul de față la minte, Central Cable News Network, adică rețeaua de știri pe cap. Da, e adevărat. O să-mi iau o pila neagră, ce să facem acum dacă...